Băi, eu cred că playlist-ul ăsta e plin de fric cloc 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 clococitoare de astea, cred să clocim cu mașina asta. Oameni buni, bine v-am găsit aici la un nou episod din GTA 5, oameni cu Costache, o cursă așa mai pe cinste cum ar veni. E bine, băieți, pentru început nu uitați acolo de butonul așa de like și cele subscribe și hai să începem, Costache. Eu mă iau pe gri, mă înțelegi că mi-e place culoarea gri. Costache, ce-i bă pe acolo, plac, se trece autobuzele, ce se întâmplă? Bă, dă-o cu bor mașina, ce se fac? Costache și bormașina, frate. Iată, Costache, că plouă afară. Ai gumele, ai cum îi spune, să ții frio de mână apăsată. Bă, și tu pe griu o ai și tu, sau? Bă, la cât de fain se vede pe ninsoare, asta, pe ninsoare. Cum îi spune, mă, Costache, la asta? Pe apă, pe ploaie de asta, ploaie de nu mă uita, știi vorba aia? Ploaie, nu mă. O, ploaie frumoasă. Aștept să ploi la mine. Bine, părime, Costache, bine, tată. O ploaie frumoasă, o ploaie frumoasă cu stropul tău. Știu, bă, că tu fulgerezi. Mireasă. Asta fulgerează? Eu trebuie că asta că fulgerul. Holy, bă, nu știu că fulger în GTA. Ai mai văzut vreun fulger pe GTA? Vreun fulger de ăsta? Eu nu. La mine e first time, Costache. Eu ai bă că intrai în parapături. O ploaie frumoasă, o ploaie frumoasă. Intrai aproape. Sunt ok, mă, frate, stai liniștit. Cine pana corbului și-a lăsat cutiile pe aceea? Am înțeles, oamenii. Costache. Oamenii ce au zis? Hai, tata, că le lăsăm aceea, mă înțelegi? Au vrut să le pună la autobuz, le trimită la bunici la țară, ești nebun? Și n-am mai apucat. O ploaie frumoasă, o ploaie frumoasă. Cu frunzata tot verde. Ia zi-o pe aia, Costache, cu obraz frumos. Ia zi-o, cânt-o. Obraz frumos, obraz frumos. Cred că știi ce trebuie să cânti tu, Costache? O, vecin frumos, vecin frumos, cu bormașina ta, tot caldă. Bormașina enervantă. Sau așa. La mine dădeau cu ciocanele acum o oră și, na, ce să fac? Sau făceam și-o la litrin și am început oamenii mei la ora 10 să facă bau, bau, bau. Dar gen 10 seara, nu te gândi că 10 dimineața. Uite, bă, Costache, că ajunsai pe alge de mare. Ajunsai pe interiorul intestinului, ajunsai pe interiorul oceanului, dacă-ți vine să crezi. Interior, exterior e făcut la oceanul ăsta. O, Costache bun, Costache bun. Hai să facem și noi o poză de thumbnail. Hai că facem dacă e, uite ce facem. Stai și tu, punești tu pauză, frână. Așa, mulțumesc de thumbnail. Stai că nu mai... Mersi de thumbnail, Costache, măcar avem poză. A, Costache frumos, Costache frumos cu puța ta. Asta. Cum a făcut și Costache? Că pe mine mă fulgeră. Încet a făcut sau tare? Încet, cum să fac? Wow. Vin la tine, Costache, stai așa un pic că pe mine mai ia briza mării, Costache. Mi-e rău de mare, mă înțelegi? Mi-e rău de înălțime. Și de-aia sunt mai atent așa, Costache, de fel, știi? Bă, dar mă enervează că nu pot să pornesc camera aia de pe râs, să văd și eu, cauciucul. Cauciucul, Costache, cum îmi place mie să-i zic. Haide! Așa, cum ai asta cu două roți, a? E, da. E faina asta, așa chiar. Așa mie nu-mi place prea mult. Asta e preferatul meu, să știi. Pare că asta e parcurs adevărat, frate. Nu știu de tine. Asta e parcurs adevărat, brodare. Că dacă n-ar fi parcursul ăsta, n-ar mai fi niciun parcurs. Da, ăsta îmi place cel mai mult pe Forza, știi, când faci parcurs în Forza, dar... Uite, poate încercăm după aia, dar nu mai stau după aia, după ce terminăm playlist-ul ăsta. Poate să jucăm mâine niște Forza și oricum mâine jucăm Forza și filmăm. Poate băgăm și niște parcurs. Nu te cred că am picat aici. Eu ce să mai zic cu asta, că cred că cursa asta o câștigi tu după 10 ani. Că văd că eu sunt cam așa pe cursă. Vin la tine, Costache. Aaa, pana corbului plouat, o știi? Vrei și tu o pană de corb? Ora, eu nu înțeleg de ce se face cerul albastru când tuna și fulgeră și după aceea se face gri, albastru, verde. Ia uite. Gri, albastru, verde, și că suntem în filmele Matrix. Spui că vine din filmele Matrix, Costache. Te-ai uitat la filmele Matrix? M-am uitat la unul. Ce fain? Aș vrea să mă uit și eu, Costache, să învăț acolo șmecherie, cum se face șmecheria. E fain? Merită să mă uit? Ți-a plăcut? Ole, bă, era, vrusai să închid ochii când trecui peste, să crezi că bubuie. A, aproape că bubuie. Eu închisesem ochii, frate, că mă speriați. Înțelegi tu, frate? Bă, dar nu știu, văd că e norat, dar după aia nu mai e norat. Nu înțeleg nimic, frate. O cursă pe ploaie cu Costache. Costache activează frâna de mână că plouă. Costache și bormașina, o să se numească episodul ăsta. Costache, îți făcui felul, Costache. Costache, bormașina și ploaie. Costache, bormașina, virgulă, ploaie. Și ploaia, bă. Și ploaia, adevărat, conjuncție, subordonatoare sau cum se numeam asta cu și-u. Nu, și n-am mai știut de 2 ani. Nu mai ai știut nicio de 2 ani. La 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 la. Ajunsai pe o insulă, Costache. Hai, Costache, ne cumpără și noi o insulă de aia privată. Putem. A? Putem. Păi poți să-ți cumperi, dar
Dar oare știi ce sunt eu curios? Cât costă impozitul la o insulă privată, broadă? Adică cred că e câteva zeci de mii bune. Și bă, ce facem aici? Suntem la Herculane? Ce se întâmplă pe aceea? Bă, tu vă zici mă că avem de la ghei, de aia cu vulcan ca la Herculane? Sau unde erau vulcanii aia noroioși? La Herculane? Sau unde costă? Unde, unde sunt vulcanii aia noroioși? Sau, mă rog. La Hercul... Eu bă, cum dau ăștia cu aer cald în mine. Stai cu minte, frate meu, că nu mi-e frig. Așa. Parcă la Herculane. Spuneți-ne voi, vezi în comentarii, unde erau vulcanii aia noroioși, cu aer, cu de aia, cu tot ce vrei. Nu mă știu unde am studiat, dar... Sunt undeva prin România, Costache, ia zi. N-am fost, dar am văzut și eu poze, Costache. Ce mai vrea tata, muriși? Muri la final, la final. Mi-a lăsat și aminte de o melodie de la Beauty Mafia. La final, la... În fapt, nu. Aia de la altcineva, dar mă rog. Era ceva gen, nu știu cine e, la final, la final. Așa, uite bă ce-i pe aceea Costache, dar nu e checkpoint aici, mă? Acolo unde ești tu acum, acolo am murit. Nu cred, păi și cum, a, te lovești de chestia asta? Da, nu, nu știu cum. Bine, Costache, uite bă că merge pe baloane cu aer cald. Hai, tată, cu baloanele. Aha, Costache, dacă vrei, îți las ție locul meu, că eu nu mă supăr. De ce mă grăbesc? Nu știu nicio, frate, de ce te grăbești, dar... Ba, e mai complicat decât ai crede. Sper doar să nu fie o cursă de aia pentru PS4. Bine, deocamdată nu am să am norocul ăla. Dar cum trebuie să facem aici, Costache? Știi cum? A, știu eu, frate. Hai că știu dacă e ceva. A, e ușor, mă, trebuie să iei pe lateral, frate. Aha, pe lateral, dacă ești aici. Aveai o opritoare aici, mă, Costache, dacă... Dacă vrei să te oprești, aveai o opritoare, știi ce zic? Gata, tata, easy peasy lemon squeezy, lămâie squeezy, cum s-ar spune. Hai, Costache, că ajung aceea la Sfântul... Eu după că ajung să la Sfântul Petru, la... Eu după că ajung să la atelierul lui Sfântul Petru, Costache, în schimbă și mie cauciucele. Chine! Vai, ba, picioare, F, 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 Costache? 3 de F, ha? Bă, F parcă ca notă ce însemna, 4 sau 3? 4, 4, 4. 4, ha? Păi și 10 cum e, A? A plus 4. Și B ce e? 8, 7, 8. N-am înțeles care e treaba cu astea. Știu, în desene vedeam, știi? În desene sau în jocuri vezi asta cu notele A++, B++, zici că sunt alea de la mașina de spălat, știi? Clasa energetică. Zici nebun. A++++. Da, bă, A++ minus. Asta gen cât consumă mașina, cred că înseamnă, nu? Zic, bă, că e checkpoint ăsta cu foc, frate. Ce-a bă, că mă lăsesem la vecina mea și avea o de aia cu clasa energetică C sau ceva de genul. E bine, era vechi mașina, dacă ai idee. S-a consumat aia cât... Am văzut în viața mea clasă energetică mai slabă decât A+. Poftim? Am văzut în viața mea clasă energetică mai... Mai mică de ea? Bă, da, să știi că sunt, alea vechi sunt. Și știu că era cu galben sau cu ceva portocaliu scris, nu cu verde, știi? Deci, și există și F, probabil, știi? Că, gen, nu știu dacă știi, dacă tu mai abții pildul ăla pe mașina de spălat? Da. Bă, și ăla am și gen, dacă te uiți, scrie așa, au, e cu verde și după aia coboară așa în jos, știi? Bă, cum ai pe baloanele astea? Pe dreapta și gen, treci efectiv la limită, știi? La alea portocalii și după aia treci pe partea unde e balustrada. Te descurci tu, frate, eu o făcui din prima. Mi se face doar de tine, Costache. Pe ce urc acum? Urc în rai? Urc, eu spuse că, da, o să ajungi la atelierul lui Sfântul Petru și o să schimbe cauciucurile acolo. Nu glumesc asta, că râs, tu râs, dar vezi că spune cauciucuri de aia, Michelin, pilot sport, bă, sport. Modul sport îți bagă launch control pe 1-2 benzina. Văzusem un meme de ăsta pe Facebook, Costache, cu unul care spunea rugăciunea și face, Doamne, ajută-mă să fac și eu 400 de cai. Și vine Dumnezeu și face, ce motor ai, fiule? 1-2. Și îmi pușcă Dumnezeu. Da, bă, Costache. Hai, tata, ducem și noi în Loganul în 400 de cai, Costache, a? Îți dai seama cum ar fi? Motor de 1 litru, 400 de cai? Ar fi nesimțire curată. Băi, nu știu dacă știi, dar știi că noul Mercedes AMG 2021 sau ceva de genul, sau nu știu în ce an, va fi hibrid și vor să bagi motor de 2 litri, mă, frate, mă. Nesimțire curată, vă zi tu, mă, Costache. De la 4 litri V8-ul ăla, pe foarte puțin, 2 litri naiba am la tigaie. 2 litri aveam la ștergător. Și îți dai seama, va fi foarte ciudat, mai ales în viitor, că nu o să mai avem foarte mult timp motoare mari și deja vezi și tu, bagă motoare mici și gălăgioase. Nu știu de tine, dar pe mine mă atrage sunetul la o mașină. Adică contează să se audă bine, nu? Nu mă refer, dar să se audă plăcut evacuarea, nu ți se pare? Normal? Și la un motor de 2 litri și e și hibrid, ce să-i mai faci, tată? Dai să se audă, dai, mai bine să cumperi Logan.
un motor de un 0.9 sau un litru, cât e mai bine. Bă, Costache, acum urc într-o clădire, frate, nu știu pe unde. Pe unde, până unde urc, dar urc undeva, frate, și asta e cel mai important. Urc la tine, puișor. Wow. Iar e, bă, lift de-a bântuit. Bă, îl trecui din prima pe liftul ăla, din greșeală, Costache. Ai pățit mai vreodată să mă-i blocat într-un lift? Nu. Bă, mi-aș dori nu să rămân vreodată. Nu merg în lift-uri. Să mor tu că nu mergi în lift. O, salut, Costache. Nu mergi în lift-uri deloc? De obicei nu prea merg. De ce? Tu ai lift la blocul tău? Eh? Ai lift la blocul tău? Nu, are două etaje, ce lift? Să mor tu că ai două etaje la blocul tău. Da. Cum a două etaje? Două etaje are. Parter 1, 2 sau parter și 1? Parter 1, 2. Și tu la ce stai? Eu la 2. A. Și cum a doar două etaje, n-am mai auzit. Două etaje. Ești mai special, Costache, l-ai făcut pe comandă. Nu, bă. Dar atâtea are. Atâtea are, a? Atâta. Că zici tu, Costache, pe al meu are 4, ești nebun, 4 pe ești nebun. Niciun am lift. Dar ce am, am niște vecini la țară care stau în vârful listei și au lift la casă și are doar 2 etaje casa. Bine, parter 1, 2. cât blocul tău? Au lift? Da, mă, frate, pe bune, au lift. A, m-aș da la toată ziua. Dar tu știi câta curte au mâncați așa? Nu știu ce sunt, nu i-am văzut niciodată, dar așa se zice că au lift, nu știu. N-am fost în casă la ei, dacă ai idee, se zice că au lift. Gen, au un curte că lângă, ca să dai seama, stă niște oameni mai sărăcei, știi? Și au un curte aia mâncați aia, lei de aia marci, lei de asta de, cum se numește, de piatră, știi? Da. Dar pe bune, mă, cum să ai lift la casă? Cred că asta e aroganța supremă, Costache, zi tu! Și gen, mai ales în vârful dealului, știi ce zic? Dar e foarte tare, foarte tare casa. Și gen, e întins așa, știi, pe mai multe, sunt mai multe case, de fapt, dar e una foarte mare și în restul mai sunt două pe lângă. Parcă. Deci te locuiesc așa. Dacă vrei ți-o arăt după aia, dacă vrei ți-o arăt după aia pe Google Maps. Dar nu cred că este Google Maps pentru ulițe, că gen stă pe o uliță. Oarecum. Dar are asfalt tot ce vrei. Așa. Când a asfaltat acolo, m-am urcat și în mașinăria aia de asfaltat. Îl cunoșteam pe un un prieten de-al meu pe nume Petrișor. Taxo, lucra acolo și la drumuri, știi? Și ne-a luat și pe noi în aia de plantat, de plantat asfalt, Costache, știi? Bă, Costache, ce să zic? A fost o cursă pe cinste. Cu fratele tău pe fundal, e viața, mai Colin, dar acum să tacă din gură, pe înțelegi? Atât pe Costache, al meu frate. Dar o băieți, în mare parte, cam asta să fie episodul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de multe, multe like-uri. Eu am fost Madalin, eu am fost Costache și nu ne zic cu nevrem. Data viitoare, pa, pup! Pa, pa, pa.